Bună seara și bine v-am găsit! Un eveniment de poveste în compania celor mai talentate și de succes femei din țară a avut loc aseară. Tradițional, în fiecare an, revista Aquarel acordă premiile pentru femeia anului la mai multe categorii. Cine a primit titlul mult dorit și care au fost surprizele serii, aflăm în continuare. Eveniment de suflet pentru și despre femei, cu premii frumoase și invitați pe măsură, a organizat revista Aquarel. Nici nu-mi vine a crede că sunt 20 de ani de Aquarel și mă bucur foarte mult că pentru cititorii noștri Aquarel de fapt înseamnă modul cum a evoluat societatea noastră pe parcursul celor 20 de ani și cum și-au construit curajos și frumos femeile din Republica Moldova carierele lor, dar pentru noi, pentru echipa Aquarel, a fost foarte multă muncă, de fapt. A fost o luptă aprigă pentru titlul Femeia Anului. S-a votat activ pentru cele mai de succes femei de la noi, iar Iuliana Beregoi a fost aleasă Vocea Anului. Iuliana Beregoi, Vocea Anului 2023! Chiar am fost emoționată, sincer, fiindcă când e un public așa mai restrâns și sunt oamenii mei mai apropiați, am mai mari emoții decât de obicei. Dar, sincer, sunt foarte onorată, sunt foarte fericită și foarte mulțumită pentru tot ce s-a întâmplat în seara asta. Mulțumesc enorm de mult tuturor celor care m-au votat. Vă iubesc din toată inima. Pentru că femeia este cea care dă viață, la eveniment s-a dat și titlul de Mama Anului. Mă simt bine că de fiecare dată, la oricare eveniment de această categorie, pentru că și în momentul în care toate femeile, bărbații își lasă grijile după ușă și odată ce vin aici se relaxați, arată bine și respectiv energia asta se simte. Iar femeia anului a fost aleasă soprana Valentina Naforniță. Mulțumesc foarte mult! Pentru mine contează foarte mult să fiu apreciată de o femeie. Poate chiar și mai mult decât de un bărbat. Pe lângă premii, revista Aquarel a pregătit un show muzical spectaculos alături de artiști îndrăgiți. Roșu, culoarea pasiunii, a fost dress code-ul evenimentului, iar majoritatea femeilor au ținut cont de el. Am aflat că dress code-ul evenimentului este roșu, dar înțeleg că pe scenă eu sunt un roșu, dar acum eu sunt un pic altfel îmbrăcată decât toți invitați. Dar pot să spun că în această seară eu să fiu Crăciunița la Aquarel Ball. Evenimentul de astăzi este unul excepțional și vreau să aduc sincere felicitări echipei doamnei Angela Sârbu pentru tot ce reușesc să creeze în fiecare an și la cei 20 de ani împliniți, o vârstă minunată. Vă doresc multă energie în continuare, multe proiecte, multe idei pe care de fiecare dată reușiți să le expuneți și să le transmiteți tuturor doamnelor și domnișoarelor din partea celei mai citite reviste pentru femei. Pentru că este un eveniment despre femei, am întrebat bărbații ce înseamnă pentru ei femeia. Femeia este un complex al tuturor lucrurilor celor mai frumoase lucruri din lume. Asta este femeia pentru noi. De fapt, femeia mișcă lumea și asta trebuie să recunoaștem. O femeie adevărată este cea care întotdeauna știe să îndrume corect un bărbat, să-l susțină și la bine și la greu. Asta poate face doar o femeie. Și femeia este datătoare de viață. Femeia înseamnă totul pentru noi. Noi bărbații nici să cântăm nu știm fără de dumneavoastră, scumpele, dragile noastre. De aceea vă urăm să trăiți, să înfloriți încă mulți, mulți, mulți ani. Invitata specială a serii a fost Delia, care a făcut un show extraordinar. Ca să fim mai bine în viața.
născut Hristos. Lerui, ler și lerui, Doamne, lerui, ler și Doamne, lerui. Lerui, ler și lerui, Doamne, lerui, ler și Doamne, lerui. Natalia Barbu este acum în studioul nostru. Bună seara, bine ai venit. Te invit să iei loc pe canapea. Până iei loc, îți spun că ne-a fost dor de vocea ta. Bună seara. Cumva ultimele dăți când ai fost n-ai precântat. N-am precântat și uite că m-ai rugat să vin cu un colind. Am venit cu un colind ceva mai vechi de-al meu, dar care mie este foarte drag. Este un colind foarte frumos, chiar țineam să-ți spun, stilizarea colindului înseamnă foarte mult în zilele astea. Știi cum, Crăciunul e o sărbătoare mai de suflet, mai liniștită, mai nu știu ce, și parcă intrăm cu toții într-o stare din asta de monotonie, nu știu cum să-i zic. E și așa un pic, dacă nu știu, sfârșit de an așa vine, cu un pic de greutate, dar în același timp și multă, multă bucurie. Așa este, da, și multă și sărbătorile de iarnă, familia, vrem toți să ne vedem de Crăciun, să mâncăm bunișor toți la masă, să deschidem cadourile de la moșu. Da, imediat discutăm și despre Crăciun și cum decurg pregătirile în casa ta, dar până atunci să știi că am remarcat cu cât interes te uitai la reportajul de adineauri și chiar mă gândeam, ți-e dor de showbiz-ul nostru sau cumva ai parte suficient de el atunci când vii și când-ți la Chișinău, pentru că tu participi destul de des în concerte aici? Mi-e dor, cum să nu, mi-e dor și evenimente frumoase la noi se fac și se fac deosebit. Și tocmai văzusem femeia anului și atâtea femei frumoase, talentate și deosebite. Și toate la un loc așa adunate și da. Ții legătura cu interpreți de aici? Eu știu că ai câțiva prieteni de suflet aici la Chișinău cu care te vezi de fiecare dată, dar uite, din marea asta de artiști, chiar dacă suntem o țară mică, avem destul de mulți artiști. Ții legătura, vorbești cu cine în mod special? Ne vedem pe la evenimente, așa. Dacă apucăm să mai vorbim așa, acolo ne vedem, la evenimente și la concerte. Scuze, sunt un pic răcită. Nu-i nimic, am trecut și eu un pic de efort de curând din perioada asta. Când ai chef să tușești, tu zi-mi și da, vorbesc. Da, scuze că la noi acum peste tot unde nu mă duc toată lumea, care tușește, care e cu febră, care e cu obiroză. Asta e magia de sărbători. Magia de sărbători, da, domnule, ce să facem? Bun, ziceam că suntem cu toții în febra asta sărbătorilor de iarnă și chiar mă întreb. Ai bradul împodobit? Ți-ai decorat casa?
Noi avem un podobit de pe data de 1 decembrie. Foarte frumos. L-am un podobit de atunci ca să ne bucurăm toată luna decembrie de el. Ceva cadouri deja am pus sub brad pentru copii, nu de la moșu, de la noi, pentru că vine și ziua băiatului. Eu știu, dar... Moșul vine pe 25. Știi de ce m-am mirat? Pentru că eu dacă aș pune acasă cadourile deja, ele n-ar sta acolo nicio oră. Ele stau pentru că noi le-am explicat. Ei pentru ziua lui Victor, sunt niște cadouri și pentru musafirii noștri care vin, familia noastră. Așa, și stau cu minței și nu se... Da, da? Și îmi place așa să le văd acolo. Sigur sub brad, da, dar păi știu e. Că e și unul acolo și pentru mine, dar... Și ai răbdare așa și aștepți. Exact. Exact. Frumos, frumos. Da, e și ziua băiatului tău, duminică, chiar în ajun de Crăciun. Foarte interesant această, nu știu cum să zic eu, combinație de zi de naștere cu, cu sărbători din astea. E și frumos și nu prea, da. Să știi. Da, da. Da, nu? Tu știi, da, că da, tu, ești tot, tu ești după, da, da. Imediat după Crăciun. Da, trebuie să recunoască că primește cadou și de la moșu și de la părinți. Deocamdată, deocamdată, na, da, vine, funcționează. Vine și moșul, e băiat cu minte, învață bine la școală și atunci vine și de la moșul, vine și, vine și de la noi cadou. Dar îi faci petrecere de ziua lui sau fiind ajunul Crăciunului? Nu are cum să facem petrecere cu colegii, cu prietenii, să nu are. Am tot încercat. Nu are cine să vină. Pentru că toată lumea, deja cu o săptămână înainte de Crăciun, cam toți vacanță. Pleacă, da, 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 cu părinții, cu da, familie. Uite, asta este încă un aspect, să știi, eu pățesc la fel, când să-mi adun prietenii, nu prea ai cu cine, că unul pleacă. Și eu vara la fel, că vara august toată lumea e plecată. Da, fiecare cu durerea lui. Las că compensați voi. Faceți o cină în familie, cel puțin. Facem la sigur. O cină cu familia, cu câțiva prieteni de familie. Deci o să fie masă și să fie masă de sărbătoare. Tu îmi spuneai adineauri la machiaj că el împlinește 12 ani și eu cumva am rămas mască. Tot țineam că e mai mic, mai mic, dar timpul trece foarte repede. Și chiar mă întreb, în momentul în care vine ziua lui, eu de când sunt mama am început să înțeleg altfel mamele, știi? Da, da. Mă gândesc dacă te trec așa fiorii și te duci mereu înapoi la ziua în care l-ai adus pe lume. Da, l-am adus pe lume și era cu bucățelița aia de Crăciun, toți erau acolo micuți și niște crăciunei frumoși. L-am adus pe lume în ajun de Crăciun, trebuia să vină după sărbătorile de iarnă, dar s-a grăbit. Asta a fost, da, a fost ziua lui, a fost momentul lui, destinul lui să vină atunci. A fost o naștere ușoară, travaliu scurt. Deci a avut grijă băiatul meu să nu mă chinuie și să mă țină mult în dureri și în... Dar a fost o naștere ușoară, a venit sănătos, bine și mami la fel a născut bine. Vreau să te întreb ce te-a învățat el pe tine? Că noi ca părinți încercăm cel puțin să învățăm multe și de toate, dar ne învață și ei multe. Păi ei pe noi ne învață și ne învață tot timpul. Deci toată viața, până la ultima clipă din această viață, tot o să ne învețe. Pentru că ei ne învață, în primul rând, pe noi femeile, să iubim necondiționat. Pentru că doar o mamă poate să iubească în felul ăsta, fără limite, fără oricum ar fi copilul. Ei iau să-l iubească cu toată ființa ei, fără așteptări, fără, nu știu... Condiționări, da. Exact. Și ce ne mai învață? Ne învață să nu mai fim așa de... Ne învață să trăim și să trăim pentru ei. Nu doar și pentru noi. Ei. Da. Adică nu doar pentru noi, pentru că atunci ieși din zona asta de confort și începi să iubești și să trăiești pentru copiii tăi. Da. Reușești să ajungi la ziua lui? Da, duminică dimineața la 5 am zborul. 5, perfect. 5 și ceva. Ăla, până se trezește mai, el. Ce mai de vreme zbor care... Da, la 5:40, nu știu, mă, nu mai crunt, știu. Crunt. E crunt pentru tine, dar va fi frumos pentru el. Până se trezește el, ajung și tu. Da, ajung și eu acasă când se trezește, da. Da, tu te afli la Chișinău, de fapt, pentru că pregătiți un frumos concert împreună cu Youth Orchestra, Pop Simfonicul de Crăciun, un concert care are deja o tradiție. Uite că anul ăsta... Ești și tu printre cei care ne va impresiona, sunt sigură, pentru că de fiecare dată orchestra asta pregătește o, nu știu cum să zic eu, o diversitate de piese și de alegeri foarte curioase. Cum a fost pentru tine? E o provocare ceea ce vei cânta sau ai mai cântat așa ceva? E și provocare. Am și o provocare, am și piese pe care le-am mai cântat, dar care nu le-am cântat cu orchestra simfonică. Așa. Și mai cu seamă că nu prea am cântat cu Youth Orchestra și chiar mă bucur să revenim la această colaborare.
N-am cântat la Arena Chișinău, ceea ce o să fie și pentru mine o premieră, sală nouă pentru mine. Artiști minunați cu care tot când n-am mai cântat până acum, cum e Cătălin Josan, am cântat, dar Oana Cernicova și... mai spunem tu. Da, este Satoshi, uite, Satoshi, acum e la fel, un nume foarte popular aici. Da, da, da. Și faptul că o să cântăm cu acest cor imens, minunat, de copii, de copii, 100 de copii din toată țara, mi se pare totuși un moment unic și grandios, pentru că o să ia parte și la o piesă cu totul și cu totul specială, pe care o să o cânt cu acești copii, pe care o voi cânta, de fapt, și eu în premieră. Așa că o să fie ceva magic. Și ți-au, sau voi ați ales împreună o piesă, știu că mi-au mai zis oamenii că va fi așa un repertoriu destul de interesant, repertoriul anilor 2000, tot felul, de la Backstreet Boys până la, nu știu, rap și așa mai departe. Ți-a picat ceva din zona asta? Nu știi cum, noi nu am tras la sorți. La sorți? Fiecare totuși artist și-a găsit nișa lui și muzica pe care să, cu care să rezoneze și să simtă bine ca artist, ca voce. Eu am ales și eu, bineînțeles, ceva de la Tina Turner, care mie mi se pare foarte aproape și îmi place foarte mult. O să cânt și o piesă din repertoriul meu, nu puteam să nu fac și asta. Și bineînțeles că o să mai cânt o, la fel, cum spuneam, o piesă surpriză cu acest cor de 100 de copii, la fel un cover foarte, foarte frumos, care a luat și Oscarul, și filmul și muzica. Piesa. Acum nu pot să ghicez, dar o să vedem cu siguranță. Nu vă spun, că vreau să veniți să ascultați. Eu știu că se păstrează destul de mult așa mister în jurul acestui concert. Știu sigur că vor fi hituri, șlagăre pe care le știm cu toții și va fi interesant. Eu mă duc, să știți, am bilete deja, desigur. Super, va fi și pentru mine premiera, abia aștept să mă duc acolo, dar mă tem să nu mă rătăcesc, că am înțeles că e foarte mare arena asta și da, o să vedem. Important, ne descurcăm. Să vă simțiți voi bine, să ne simțim noi cu toții spectatorii acolo și cu siguranță va fi magic. Bun. Sunt câteva zile și vine. Mai sunt câteva zile, da, adică 2024, nu? Stai. Concert, gata, am vorbit. Gata, da. Pe 23 la Arena Chișinău, acolo vă așteaptă Natalia Barbu și mulți alți artiști, dar și Youth Orchestra. Va fi ceva magic, sunt sigură. Bun. 2024. Iată, sunt la Paris, cânt cu Angry Band la într-o locație din Paris. O să fie un revelion frumos. Și mai rămâi la Paris un pic? Sau nu, mă întorc chiar pentru ei, cred că o să fiu singura în avion când mă întorc. Nici nu zi. Poate mai sunt. Întâi? Da, cine știe? Ok, hai că fac o poză. Las că dacă vei fi singura în avion, tot va fi interesant. Da, exact. Vei avea suficient spațiu. Spune-mi dacă există superstiții pe care le faci noaptea dintre ani. Să poți ceva roșu, lingerie, știu că se poartă, să nu știu ce. Să... Eu îmi fac dorințe. Aha. Dorințe. Pe foaie. Intențiile, planurile, mi le scriu. Și scriindu-le cumva le păturesc acolo și mi le pun acolo, în portmoneu sau într-un locușor unde eu știu că trebuie să le deschid și să mi le amintesc în caz dacă le uit pe parcursul anului. Așa, și îmi fac niște planuri. Le deschizi. Da. Și le fac și pe puncte așa, uite, până atunci trebuie să fac asta, până atunci asta. Și dacă reușește, măcar o parte din ce mi-am propus, deja e bine. Ai ce să bifezi la sfârșit. Da, da, exact. Frumos. Bine că nu le înghiți, știi că sunt din aia. Există și varianta sarcină. Da. Eu am mai auzit că le dau foc, le toarnă în șampanie, le beau cu șaie. Nu. Sunt tot felul de... Vorba de ce îți dorești tu cu adevărat și chiar să crezi la asta. Da, și să poți face, că până la urmă poți tu să visezi să pleci poi mâine pe lună, dar dacă n-ai cum, n-ai cum. Aia e. Eu îți doresc să ți se îndeplinească tot ce vei scrie tu acolo pe hârtiuță și să ne vedem în 24 la fel de frumoase și luminoase. Exact. La mulți ani tuturor. Vă îmbrățișez și vă aștept pe 23 decembrie. Ne vedem acolo. Mulțumesc din suflet, Natalia. Moș Crăciun a pornit deja să împartă daruri copiilor din țară. O fundație de caritate de la noi a adus bucurie pe chipul mai multor copii care au fost eroi unei campanii. Despre ce este vorba, aflăm din reportajul ce urmează. Moș Crăciun! Moș Crăciun! Așa? De sărbători, moșul va veni cu jucării pentru copii. Bine, dragă bă! Așa, și pentru tine, dragă bă, bune!
ne-am propus să mergem la 1600 de copii, așa încât să-i bucurăm pe cât mai mulți copii din Republica Moldova. Pentru unii dintre ei, Moș Crăciun este pentru prima dată, probabil, dar noi încercăm să fim alături de ei și să le oferim tot sprijinul și ajutorul nostru. Au văzut Moș Crăciun în realitate, adică ceva frumos. Și mult stimă și respect celor care aduc bucuria copiilor noștri. Mulțumim pentru tot, vă mulțumim din tot sufletul, o să ne ajute, avem 4 copii. Moș Crăciun le-a dus, bineînțeles, cadouri, ciocolate, bomboane, tot de ce are nevoie un copil, produse de igienă și produse alimentare și, bineînțeles, am pregătit și câte o cutie specială pentru fiecare copil, acolo unde se regăsește un fular, o plapumă ca să fie călduț pe timp de noapte și, bineînțeles, un termos, fructe, așa încât să simtă feria sărbătorilor de iarnă. Complet este un termos. Place ceaiul, îți plac băuturile calde. Da. Unul dintre eroii campaniei este Tatiana. Femeia are 4 copii și crește singură. O leacă cam trist, dar de ce? Viața merge înainte. Soțul a decedat acum 4 luni. Deși dorințele copiilor sunt modeste, ne-au spus că au scris o scrisoare moșului. Eu vreau o carte cu mulțări cu clasa 3. Suntem de nespus de bucuroși pentru că s-au adus cadourile pentru copiii din localitatea noastră și mulțumim Fundației Premier Energy pentru cadourile acordate. Pentru copii foarte mult contează atenția lor și așteaptă și ea o dată în an să fie sărbători de Crăciun și doar dumneavoastră singur ați văzut pe fețile dumnealor că au fost foarte fericiți și părinții și copiii. Mulțumim Fundației Premier Energy pentru cadourile acordate. Fundația a organizat campania de Crăciun cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor din mai multe localități ale țării, precum și pentru a le aduce emoții frumoase în ajunul sărbătorilor de iarnă. Despre această campanie de Crăciun discutăm în continuare cu Nadejda Cabătut. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, o bine bucurie ai revenit. De fiecare dată! Da, uite că suntem în ajunul sărbătorilor și avem un prilej și frumos, dar și pe alocuri trist pentru a discuta despre niște copilași. Chiar vreau să întreb, acolo echipa noastră a fost într-un sat din Cantemir, dacă nu greșesc eu. Cum sunt selectați copiii ăștia? Uite, pe cei pe care i-am văzut noi acolo și la care au mers darurile. De fapt, copiii sunt cei din familii mai defavorizate și cei care, într-adevăr, au nevoie de ajutorul nostru. Sunt copii din Republica Moldova pe care îi susținem și îi ajutăm cu tot dragul. Copiii până la 18 ani. Copiii până la 18 ani din familii sărace. Se fac liste de la asistenții sociale, de la primării. Cum aflați de toate cazurile? Pentru că nu ai cum să fii cu ochii peste tot. Și de această dată, bineînțeles, am fost într-un parteneriat frumos cu toți asistenții din teritoriu. Ei ne-au ajutat să identificăm acești copii, aceste familii și mare le-a fost bucuria. Deci emoțiile au fost de nedescris. Discutăm imediat și despre emoții. Acum să discutăm puțin despre, nu știu, părțile tehnice, pentru că din ceea ce am văzut eu pe pagina voastră de Facebook, asta s-a întâmplat în mai multe localități deja. Și să ne spui tu un pic cât de mare este această campanie de Crăciun, la ce copii ajung și la câți copii, vor fi ceva mai fericiți anul ăsta de sărbători. Anul acesta ne-am propus să ajungem la 1600 de copii. Această poveste frumoasă de iarnă, campania de Crăciun, am început-o pe data de 4 decembrie și, cu Doamne ajută, o finalizăm mâine, pentru că urmează să merg într-un centru de plasament de la noi din țară, din sud, acolo unde urmează să mă întâlnesc cu 33 de copilași zglobii. Așa, până acum unde ați fost? Ați încercat cumva să acoperiți toate regiunile? Exact, așa este. Am selectat 6 raioane din Republica Moldova, încercând să luăm toate zonele, cumva vorbim despre centrul, sudul și, bineînțeles, nordul țării.
Ceea ce primesc copiii sunt peste tot la fel? Sunt aceste cutii care conțin lucruri mai practice, să le zic eu așa, da? Ce ziceți voi acolo? Plapumă, un termos, ce mai conține cutia și dulciul, nu? Deci noi cumva am încercat să venim spre întâmpinarea familiei și, bineînțeles, copilului. Fiecare copil a primit de la personajul nostru preferat și al nostru și al copiilor, Moș Crăciun, a primit câte un cadou, tradiționalul cadou de Crăciun. Pe lângă asta, fiecare copil a primit și câte o cutie cu toate necesarele. Deci vorbim despre un fular pentru iarnă, o plapumă ca să fie cald, termos, jucării, fructe. Era cutia doar pentru el și, bineînțeles, am făcut și câteva cutii cu produse alimentare și de igienă, așa încât nevoile lor să fie până la urmă împlinite, pentru că ei au nevoie, de fapt, de lucruri mărunte, lucruri esențiale, dar, din păcate, lucruri care le lipsesc în familiile lor. Da. Ziceam că o să vorbim și despre partea asta a emoțiilor, pentru că văzusem fetița care a zis că vrea o carte pentru clasa a treia de tabla mulțirii, dacă nu greșesc eu, asta a zis ea. Da. Eu sunt sigur că, fiind în cele șase raioane, cât ai zis tu, ai cules istorii din astea și dorințe cât să-ți ajungă pentru o viață. Da, este și chiar vreau să știu ce-și doresc acești copii care poate nu au atât de mult. Ei doresc lucruri pe care noi oamenii de mult le avem sau nu le percepem ca fi valoroase sau cadou. M-a emoționat foarte mult o fetiță atunci când s-a apropiat de mine. Noi în prima parte a programului, bineînțeles, ascultam colindele, poeziile, alături de Moș Crăciun, da, sigur. Ea s-a apropiat de mine și mi-a zis: "Tanti, vreau să-ți zic ceva. Anul acesta, Moș Crăciun mi-a citit scrisoarea, pentru că astăzi am primit exact ceea ce am cerut." Și eu cumva mă gândeam, zic, oare ce a primit, pentru că cutiile noi le ofeream, erau destul de grele, noi le ofeream după părinților, dar ei primeau de la Moș Crăciun doar această cutie cu bomboane și mi-am dat seama că, de fapt, acest copil voia, a scris în scrisoarea pentru Moș Crăciun că vrea o cutie cu bomboane. Ceea ce în familie se întâmplă în mod obișnuit, adică orice copil primește. Și cumva m-a emoționat la maxim această fetiță. Da. Din păcate, astfel de casă. Din păcate sau din fericire, pentru că eu cred că ele vin cu lecții pentru noi, știi? Uneori să mai punem stop la anumite pornirele noastre și chiar în ceea ce privește cadourile copiilor. Cred că ar trebui ca fiecare copil să se poată bucura de o cutie de bomboane, că altfel creștem un pic mai... Da. Cât de ușor ați reușit să adunați fondurile necesare pentru această campanie de Crăciun? Câte persoane s-au implicat în, ca donatori? Dacă a fost un proces ușor? Pentru că, să știi că chiar discutam cu colegii, mi se pare că e tot mai greu să faci acțiuni de caritate, pentru că există o sumedenie de campanii de Crăciun deja. Le fac foarte multe companii, oameni de afaceri și așa mai departe. Și atunci, cum a fost partea asta financiară? În această campanie de Crăciun s-a implicat fondatorul acestei fundații de caritate, fondatorul Premier Energy Distribution, pe care îi mulțumim enorm, pentru că datorită implicării acestuia reușim să ajungem la cât mai mulți copii de la noi din țară. Așa. Dar ne bucurăm în continuare, pentru că pe platforma fundației noastre www.fundatiapremierenergy.md acolo plasăm zilnic cazuri ale copiilor și ne bucurăm că tot mai des oamenii intră și oamenii se sensibilizează și donează pentru anumite cazuri. Iată, de exemplu, mâine urmează să, vă spuneam că urmează să mergem la Cahul, acolo unde vom întâlni 33 de copii, dar încă un motiv pentru care mergem este o fetiță, Daria, care este într-un scaun cu rotile și, povestind într-un interviu despre acest caz, o familie s-a sensibilizat și a procurat pentru ea un scaun cu rotile nou și mâine urmează să-l ducem și să-i aducem bucurie. Pentru că atunci când m-am întâlnit cu ea și am întrebat-o ce-ți dorești cel mai mult, mi-a zis că își dorește să meargă. Să meargă ca toți copiii. Și noi ne străduim să fim cât mai aproape de realizarea visurilor fiecărui copil de la noi din țară.
Mâine vă așteaptă o zi cu multe emoții. Asta pot să spun, că cred că vor fi lacrimi de fericire acolo. Dar să știi că eu am văzut pe pagina ta de Facebook, de curând a fost și ziua ta. Da. Și mi-a strânit interes faptul că tu ai licitat prima felie din tortul tău aniversar. Asta cum a funcționat și cum s-a strâns o sumă? Cred că tortul a costat mai puțin. Tortul, cu siguranță, a costat mai puțin, nu? Tortul, de fapt, l-a făcut mama mea și pe această cale îi mulțumesc. Înseamnă că e neprețuit. Da. Așa. Da. De fapt, cum mi-a venit ideea, în fiecare an, de ziua mea, primeam foarte des bani. Da, da. Și am zis că dacă tot sunt implicată și îmi place să fac bine, o fac din toată inima, am zis anul acesta, cumva gândul meu era că voi primi bani. Paradoxal, dar anul acesta am primit practic 99% din cadouri, au fost cadouri fizice. Așa. Și atunci am zis că, Doamne, îmi dă o provocare, mă pune la încercare și zice, hai să văd dacă o să continui să faci gestul tău nobil sau nu. Și mi-a venit exprompt ideea de a licita prima felie din tortul meu de sărbătoare pentru toți invitații și m-a bucurat faptul că ei atât de bine au reacționat, atât de frumos, toți s-au implicat, s-a strâns o sumă frumoasă și mă bucur că am putut să ajut și să aduc un plus valoare în societatea noastră. Foarte frumos, noi trebuie să încheiem acest interviu. Îți mulțumesc tare mult pentru discuție. Sper că în continuare să vă bucurați de zâmbetele celor pe care îi bucurați voi. Mersi tare mult, Nadejda, e acolo și un cadou de la partenerii noștri. Mersi. Iar noi continuăm. Într-o relație de cuplu există câțiva factori care aduc echilibru, cel puțin așa declară specialiștii. Cum păstrăm echilibrul în relația noastră cu partenerul? A mers să afle colega noastră Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara, bună seara, dragi prieteni! Chiar dacă încă nu sunt măritată, tare mă interesează care este secretul unei relații sănătoase și cum găsim echilibru într-o relație. Anume, despre asta o să discut în continuare cu psihologul Cezara Dilevski. Salutare, Cezara! Salutare! Spuneam mai devreme, mi se pare un subiect foarte complex, echilibrul ăsta în relație, cum îl găsim și cel mai important, cum îl păstrăm. Astăzi o să vorbim despre niște chestii care stau la bază și vreau pentru început să ne spui care, uite, sunt cheițele, secretele care stau, uite, la baza unei relații echilibrate de cuplu. Deci, uite, orice relație de cuplu va fi despre balansare și echilibru și o balansare și echilibru între două nevoi de bază, da? Noi, ca oameni, avem nevoie de conexiune, da, emoțională, asta este despre iubire, atașament, încredere și exact în aceeași măsură avem nevoie de autonomie, de asertivitate, de centrare pe sine. Adică, nu avem nevoie să ne conectăm cu partenerul și avem nevoie de viața proprie, de autonomia proprie, de interese proprie, să ne dezvoltăm ca personalități. Și aici este despre a păstra acest echilibru în cuplu. Fiindcă ce sunt? Sunt ca două picioare, știi? E ca, de exemplu, tu ca să mergi și să păstrezi echilibru, ai nevoie de două picioare, da? Că în relația de cuplu, la fel, ai nevoie de aceste două picioare. Deoarece, dacă stai doar pe unul, să zicem, o persoană este foarte focusată pe conexiune, pe iubire, pe partener, face greșeli, fiindcă ridică partenerul pe un piedestal, știi? Și atunci ea nu se ocupă de viața proprie, de interesele proprie, nu se dezvoltă, da, ca și personalitate. Deci nu are timpul său. Dacă un alt partener este foarte mult focusat pe control, pe sine, atunci el devine egocentric, da? Și devine că, cum am zis, eu, cum vreau eu. Și celălalt partener va suferi. Așa. Deci asta este mereu despre balansare între cum fac eu conexiune și cât de bine mă dezvolt cu partenerul meu. Deci împreună și aparte. E despre asta. Da? Asta în teorie e clar. În partea practică e mai complicat pentru că am văzut relații și situații când unul se dizolvă în celălalt și practic uite, îl trăiește pentru celălalt. Da, și atunci, uite, în momentul în care eu înțeleg că sunt prea mult pe piciorul conexiunii și atașamentului, trebuie să pun celălalt picior jos, de asertivitate, să mă centrez pe mine ca să păstrez din nou acest echilibru. Dar cum ne motivăm să facem acest lucru?
Că parcă e ușor de spus, dar când să faci, e mai complicat, mi se pare. Aici sunt, știi, și niște reziduri încă din copilărie, cum a învățat această persoană să aibă grijă de sine, știi? Fiindcă cea care nu a învățat să aibă grijă de sine în copilărie va pune pe partener pe pedestal. Și știi cum se întâmplă cel mai des în cuplu? Că un care se ceartă, care nu păstrează acest echilibru, un partener este foarte mult pe nevoie de conexiune și atașament și nu o primește, se simte trist, separat, detașat. Și alt partener este foarte egocentric, da? Deci e doar despre sine, despre controlul său, despre ce vrea el, da? Și atunci aceste cupluri se ceartă foarte mult, fiindcă nu balansează. Ăsta care e pe nevoie de conexiune și atașament trebuie să se gândească la el, să balanceze, și cel care este foarte egocentric ar trebui să fie flexibilizat pe nevoile partenerului. Da? Și atunci acest echilibru are loc. Așa, de sine stătător putem munci astfel încât să ajungem la un echilibru sau totuși recomand să mergem la specialist? Este foarte important. Unele cupluri se descurcă, știi, cumva intuitiv balansează chestia asta, fiindcă se aud, nu este suficient doar să spun de ce am nevoie, da? Dar este și important să aud acest Așa. Lucru, fiindcă noi ne putem spune tot felul de chestii, dar ca să balansăm, noi avem nevoie să ne auzim și să ne auzim nevoile. Aici e mai complicat. Aici poți să strig în gura mare, dar dacă cel nu ajunge la capul lui... Se creează conflicte, exact. Așa, se creează conflicte. Bun, nu știu, ce recomanzi? Terapie de cuplu? Să vină fiecare pe separat în cazul în care totuși doresc ajutor de la specialist? Când se dorește ajutor de la specialist, în primul rând, ca să vezi dinamica cuplului, bineînțeles că inviți în primul rând în cabinet și să știi cât de interesant e că exact ce fac acasă fac pe canapea, știi? Așa, deci... Absolut, absolut, știi? Imediat în primele 30 de minute se vede ce fac ei acasă, știi? Așa. Și dacă e nevoie și de terapie individuală, atunci eu individual văd unde pot flexibiliza, fiindcă îți spun, unul o să fie egocentric, cu centrare foarte multă pe sine, altul o să fie cu nevoie de conexiune, de dragoste și iubire. Și aici e toată bătălia. Știi? E tot conflictul aici. Unul vrea, hai stai cu mine seara și te rog frumos că am nevoie de tine, sau stai cu copii, fii în familie, dar zice, n-am treabă că trebuie să mă duc cu prietenii, știi? Și se întâmplă 1, 2, 3, 4 de 10 ori și se escaladează conflictul, știi? Deci e totuși comunicarea. Nu atât comunicarea, cât să ne auzim. Să ne auzim. Absolut. Noi putem să comunicăm foarte mult, dar să nu ne auzim. Așa. Și atunci când contează nevoile celuilalt și să echilibrăm, știi? Când trăiesc în cuplu e ca un dans, știi? E ca un vals. Trebuie să ne mișcăm împreună într-o direcție. Dacă unul merge într-o direcție și altul în altă, nu mai este dansul, da. Știi? Și atunci toată relația despre cuplu este cum mă învăț eu, fie în terapie, fie mă învăț fără terapeut și fără intermediar, cum să dansez acest vals în doi, știi? Stânga-dreapta. Cât de frumos. Pe această notă o să încheiem interviul nostru. Îți mulțumesc foarte mult, Cezara, dragi prieteni, dansați frumos în doi și astfel veți avea o viață de cuplu fericită. Vă salut cu drag, Anișoara. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne revedem mâine la ora 18. O seară perfectă. Vă doresc la revedere.